Imaginile în care Iana se scaldă în opulență nu au rămas fără eco din partea doamnei Mioara, care nu vede cu ochi buni această situație. Niciodată nu aș acceptat, n-am acceptat și n-am să accept, adică să ai o relație cu cineva din cauza banilor, să mă duc eu să mă distrez o săptămână, două, trei, nouă, doar pe bani. Într-o poză a fost și el. Am văzut bani, părea destul de în vârstă. Eu consider că fetele care fac așa bunii, așa merg. Numai după bani buni și numai aventuri și să le fie bine. Lux la greu bunii. Aseară la Capricile Iubirii, declarațiile doamnei Mioara erau comentate în direct. Ești supărat pe mama ta? Nu, deloc. Deloc, doar că aș ruga-o frumos să termine, pentru că am înțeles cu toții care este opinia ei, de fapt opiniile pe care le are, și pot să-i înțeleg grija maternă. Orice mamă care își iubește copilul, cu siguranță vrea ce e mai bun pentru el. Și dacă vine cu ea acasă ca și noră? N-am nimic. Dacă o să așa acceptați? O să fii de sus, dar bineînțeles. Dacă eu voi fi fericit alături de Iana, da, cu siguranță vor fi și ai mei. Așa dacă azi voi fi nefericit, cu siguranță nu vor fi nici. Iana era afectată și își vărsa nervi în fața Alinei cu niște concluzii clare. Păi tu, femeie, tu de unde știi? Am fost eu pentru bani cu dânsul sau am fost pentru și tu? Ia cum? Vorbești așa, ca să vorbești. Dacă tu așa te gândești, ieși, spune lui fișorul tău, mie nu-mi place fata asta și deja lasă-l pe dânsul să... Dar nu atât, ce eu trebuie să ascult asta în fiecare zi, timp de două luni, eu sunt falsă, eu sunt nu știu cum, eu sunt pentru bani, dați-mi pași, nu mă interesează nic. A să vorbească așa tot timpul. A să ajungem la căsătorie, a să ajungem la copii, a să facem copii și eu n-a să dau să vadă niciun nepot. Odată cu deschiderea ușilor, Andrei nu înțelegea partea lui de vină în toată situația. Și eu cu ce sunt vinovat din toată situația asta? Spune și mie. Dacă tu nu înțelegi, singur, eu ce să-ți explic? Crezi că mie îmi vine bine când văd lucrurile pe care le văd? Te-ai pus vreodată întrebarea că sunt cumva între ciocan și nicovală? Hai, faci-te victima aici și... Îți victima. Ce faci acum? Cine ia să vorbească cu mama? Eu o să vorbesc. Am vorbit cu mama. Este ultima discuție pe care a avut-o. Am rugat-o frumos să nu mai comenteze. Eu nu țin cu mama mea, păi înțelegi? Nu, tot timpul viața merge așa, să fie tot doar bun. Iana, tu vrei relația asta cu mine? Sau nu? Ți se pare că o străiești cu mama mea sau cu familia mea? Păi eu trebuie. Eu o stres cu familia. Păi și atunci și eu... Pentru mine asta e stres. Îmi creează deranj. Tu stai la o parte și nici nu stai cu mine și nici cumva nu te stărui să... Nu știu. Să faci așa, să fii liniște. Păi tocmai asta îmi fac. Da? Bine. Eu nu văd. Dar ce vrea să fac? Nimic. Totul este bine și frumos și așa și trebuie să fie. Este bine dacă vrem noi să fie bine, înțelegi? Dar poate o glumă să mai destindă atmosfera între cei doi. Poate viitorul să sune mai bine. Cum ar fi să fie inelă aici? Da. Să mă uit doar eu? Situația noastră doar inelă. Nu ajunge aici. Când te ating. Da, lasă-mi. Îl por sănătos, sănătoasă. Și să fii mai fericită. Și să-ți prinzi părul cum te-a spus îmi place și cu rochia asta poți să te măriți. Bineînțeles, cu cine vrei tu, nu... Rochia albă cu negru. Să mă merit în rochia albă trebuie. Da. Și să fii cerută? În ce culoare? Nu are importanță. Nu are? Bun. Mă pierd din ochii tăi. Devin ca un magnet. Vrei să stai singură? Acum ești tristă sau tristuță? Tristă, Andrei. Poți să fac ceva pentru a țarina tristețea? Ce puteți să faci? Ce știu eu cel mai bine. Ți-am grijă de tine. Hai nu să punem florile. Te rog. N-ai văzut? Dar eu pe cine țin de mână? Eu cu cine sunt acum? Ți se pare, vreo secundă, că eu sunt un om care poate să fie influențat chiar și de familie? Păi nu înțeleg, tu n-ai... cu ce să fii influențat? Cu ce? Cu ce spune mama? Scuze, dar eu cred că asta
Eu nu sunt de acord. Super. Da. Nici eu. Și atunci, unde e supărarea ta față de mine? Nu te simt alături, simt că ești lângă mine, ci simt că ești împotriva mea mai mult decât cu mine. Eu împotriva ta? Eu nu te ții cu mine. Niciodată n-am să fiu împotriva ta. Pur și simplu, ți-am spus adineoare, sunt cumva între Ciocan și Nicovală. Nu am cum să nu mă pun și în pielea mamei, să înțeleg și pe ea. Eu am vorbit cu mama ta înainte și am spus că stau și eu în chirie, că a să lucrez și eu. Am avut relații cu un bărbat mai mare, care mă duce în alte țări. E foarte bine și e situația. Nu aș vrea să influențeze asta pe relația noastră, dar influențează. Nu pot să ne plătesc cap, că influențează. Că îmi trece pofta să stau cu tine, să vorbesc cu tine. Iana totuși s-a gândit să facă un mic gest pentru viitoarea soacră, oferindu-i un buchet de flori. Te-am văzut în anumite, de când, așa, în anumit timp, da, ești mai indiferent, dar nu mă deranjează. Și am simțit sunt indiferent. Asta. Crezi că eu nu am 2 ani, Andrei, pare rău. Este părerea ta, nu, dar atât te-am rugat și atâta poți să faci. Da, Andrei, da, dacă vrei să mă culc acum, lasă-mă în pace. Mă, dar nu-i normal să mă cunosc. Gata, dă-mi pace. Cu ea? Nu-i normal știu să petrec timp, poate era mai mult cu ea. Ca băieții ăștia care au venit de unul singur. E vorba de gelozie. Într-adevăr, îi poate, acolo, nu cu poate, sigur, e acolo mai mult timp ei, nu? Dacă nu vrei să mă accepți așa, asta e. Dar n-a zis nimeni că nu te accepti. Gata, am văzut eu că în fac morală, am ajuns să-mi fie mai teamă de tine ca de tact, sau de oricine. Că îmi pui până în gură, de n-am voie să vorbesc. Trebuie să vorbesc cu rația. Păi ce s-a întâmplat? Că ieri erați bine. Noi? Mhm. Păi eram. Și doamna Mioara. Stai așa mai puțin, dă-te un pic așa să văd. Ce faceți, doamna Mioara? Iar suntem supărată. După discuțiile care le-am auzit, n-am cum să fie bine. Ce anume? De aseară m-a deranjat Andrei, că mi-a spus odată să nu mai dau cu părerea și am spus că nu o să mai spun nimic, că nu mai trebuie, să stau să lingit în mine. Că de-aia am venit aici să stau, să nu mai comentez nimic, să simt el bine. Și după care, în bucătărie, am avut discuția care m-ați văzut-o și dumneavoastră. Da, da, uitați că Iana a făcut un pas pe dumneavoastră și da, a văzut să am văzut, am văzut. Mi se pare un gest frumos. Părerea mea este, poate să fie împreună, nu am nimic împotrivă, că doar n-ar să stea cu mine la un loc, dar pe Iana n-am acceptat-o niciodată și nici n-am să o accept. Mie nu-mi place de ea, asta e. E părerea mea și atât. Poate să supere și Andrei și ea la fel. Da, stați un pic. Nu-mi doresc onoră ca ea, atât. Nu mai comentez nimic. Aole, păi stați că mă dezamați. Nu trebuie. Vreau să vă zic ceva. Da, spuneți, vă ascult. Știți cum e? Și dumneavoastră a spus niște lucruri care poate rănesc. Și Iana a spus niște lucruri care rănesc. Cred că ideea e să... E o situație dificilă, îmi dau seama. Chiar cred că e o situație... Nu, pentru mine nu mai există. E greu și pentru doamna Mioara, e greu și pentru Iana. Pentru mine nu mai e. Dar uite, haideți să vă spun cum se vede din afară, de la mine. De exemplu, dumneavoastră ați judecat un pic așa, v-ați hazardat și ați spus că i-a umblat cu bărbați doar așa că aveau bani. Păi da, așa s-a întâmplat să fie și îndrăgostită de bărbatul ăla cu bani, că mai sunt deci și bărbați cu bani drăguți, nu? Adică dacă s-a întâmplat să aibă un iubit cu bani, nu înseamnă că a umblat numai cu băieți cu bani. Ai umblat numai cu băieți cu bani? De ce n-a rămas cu ei? Din 4 relații nu rămâi nici cu unul? Toți n-au fost buni? E treaba mea. A, și Andrei o să fie următorul. Aș vrea și eu. Nu te plac niciodată. Poate să zic lumea de afară ce vrea. Să trăiesc toată viața. Asta-i dar dacă nu s-a primit așa, ce? Du-te, du-l la Chișinău, la tine, unde vrei, oriunde să stai cu el, la mine nu. L-ai pus pe Andrei împotriva mea. De-aia îmi face morală. De acum nu o să mai discut. E prima discuție, ultima și prima. Dar mie nu mi se pare că Andrei nu am nevoie de ea, nu o plac și atât. Asta e, care mă întreabă, asta balet acum. De ce să mă ascund după degete dacă așa sunt eu? Cam așa am mers toată viața. Mie îmi place să spun adevărul, care vrea mă înțelege, care nu. Legate de relație. A fost mai multe situații, nu neapărat. Andrei să facă ce vrea el. Dar așa ca și... N-am ajuns eu să mă judece pe mine copilul, că nu m-a crescut el pe mine. Eu l-am crescut pe el. Consider că e o judecată și de fapt nu este așa o judecată, mai degrabă e o rugăminte. Păi da, la rugămințile ei o trebuie să te răzbun pe mine, de aia. Nu, mamă, eu te-am rugat că nu m-a influențat nimeni, cu atât mai puțin. Te-am rugat eu frumos să ai încredere în mine, să mă lași să gestionez situația. Dar n-aveți încredere în el, doamnă? Dar nu mă mai interesează ce o să fac Andrei. Și deja am obosit prea mult și nu mai mă interesează. Am spus-o clar, nicio secundă nu voi lua o decizie doar pentru că așa vor părinții mei. Sau, de exemplu, dacă mama mea place o fată și poate mie nu-mi transmite ce am eu nevoie, nu o să fac asta niciodată. Au fost o mulțime de cazuri. Păi despre asta e vorba.
Nu înțeleg ce o deranjează. Au fost fete destule în casă care chiar care te potriveai cu ele. Dar ești încăpățânat. Dar știți ce se întâmplă, doamna Mioara? Da. Dacă el n-a simțit treaba asta, da. De asta încerc și eu să-i spun, nu? Adică dacă eu mă simt fericit, mă simt bine lângă ea, cu ea, nu mă interesează trecutul ei. Te vreau să întreb ceva pe doamna Mioara. V-ați căsătorit în dragoste sau că așa erau vremurile și că soțul... Prefer să nu comentez despre relația mea. Păi, este important, pentru că acum foarte mulți ani oamenii mai făceau astfel de căsătorii, că, na... Venea un băiat care avea mai mult pământ. Așa era, nu, așa era. Fiți, un pic, așa era la țară. Acum nu asta nu însemnând că fata era materialistă sau nu. Așa era, așa se făcea în comunități. Și nu numai, și nobilimea făcea căsătorii aranjate tocmai ca să rămână averea în familie. Sunt lucruri care se întâmplă de când lumea. Și da, chiar și în astfel de situații mai existau personaje care ieșeau din matca asta și se căsătoreau din dragoste. Nu, pe mine nu m-a interesat niciodată averea, pământurile și altceva. Of, da, e dificilă situația, nu putem să o rezolvăm noi în gala de astăzi. O să mai discute ei cu răbdare.